Sfintele Mucenițe Fecioare, Marta și Maria au fost surori de mamă. Acestea au fost în părțile Asiei, în vremurile în care Biserica lui Hristos era prigonită de către împărații și de către boierii păgâni, închinători la idoli. Marta și Maria petreceau în feciorie slujind lui Hristos și doreau să moară pentru el. Odată s-a întâmplat păgânului voievoda merge pe lângă casa lor și Marta, deschizând ușa, a strigat împreună cu sora ei către voievod: "Suntem creștine!" Dar voievodul cu slugile nu băgau de seamă și treceau înainte, iar ele au strigat iarăși în urma voievodului: "Suntem creștine!" Iar voievodul le-a răspuns: "Vă iert pentru tinerețile voastre, căci nu vreau să vă ucid." Sfânta Marta a zis: "O voievodule, moartea mucenicească nu este moarte, ci viață." Voievodul, auzind acestea, s-a mâniat foarte și a poruncit să o prindă. Apoi a ieșit și Sfânta Maria. Atunci voievodul a poruncit să fie spânzurată pe cruci. Pe data de 8 februarie, în Biserica Romano-Catolică, este venerat Sfântul Ieronim Emiliani. S-a născut la Veneția în anul 1486 și, ca toți nobilii Serenisimiei, a fost îndrumat spre cariera militară. Fiind luat prizonier la Castelnuovo, în timp ce lupta împotriva legii de Cambrai și apoi închis într-o cameră tainică a castelului, a avut mult de meditat despre vulnerabilitatea puterii umane, o reflexie făcută analogă 10 de ani mai târziu și de către Sfântul Ignatiu de Loyola. Fiind eliberat în mod neașteptat după o lună, a simțit vie chemarea pentru angajarea misionară în slujba săracilor, a bolnavilor, a tinerilor părăsiți și a femeilor care făceau pocăință. Ieronim a fost sfințit preot în anul 1518, 10 ani mai târziu, deoarece o foamete îngrozitoare chinuia întreaga peninsulă. Urmând imediat ciuma, a vândut tot ceea ce avea, inclusiv mobilierul din casă, și s-a dedicat asistenței celor loviți de ciumă. Sfântul Ieronim Emiliani s-a simțit din viață la datorie în ziua de 8 februarie 1537, în timp ce asista bolnavii de ciumă, fiind lovit de această teribilă boală.